Dragii mei, dacă nu avem încă motivul în fața ochilor noștri pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, pe care o să-l avem la încheierea acestei ore, adică ora acestui mic devoțional, ar fi bine totuși să mulțumim lui Dumnezeu prin credință. Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce ai de gând să ne dai. De ce? Pentru că știm că de la Dumnezeu nu se poate coborî decât un dar bun și desăvârșit. Indiferent ce vine. Poate să fie pentru neric, poate să nu văd, să nu gust, să nu știu, dar de la Dumnezeu nu poate veni decât un dar bun și desăvârșit. Așa că avem toate motivele să-i mulțumim prin credință lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne va da astăzi. Nu știu dacă am învățat de la El lucrul acesta, ca să nu ne grăbim să răspundem neapărat la întrebarea care ne este adresată, ci să răspundem la întrebarea care trebuie. Dacă suntem atenți, cineva ne întreabă un lucru oarecare, dacă suntem atenți la șoapta Duhului Lui Dumnezeu, El ne va îndemna și ne va spune ce să răspundem, care nu însemnează neapărat întrebarea care ne-a fost adresată. Ați observat că Domnul proceda așa? El nu răspundea la întrebarea pe care o adresa omul, ci răspundea la întrebarea pe care, care știa care are nevoie omul acela de răspunsul ei. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Lasă pe acela. Ferice de acela care aici va asculta de Dumnezeu. Învățătorul uh, învățătorule știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că ce spui tu și ce faci tu, cu... în loc să spună așa este, Iisus se îndreaptă că trebuie să spune, știi ceva, trebuie să te naști din nou. Bine, dar cum rămâne cu ce ți-am spus eu, lasă, nu te preocupa de treaba aceasta. Cu împărăția cerurilor, cu eu sunt un învățător care, problema ta personală, îi spune domnului Nicodem, este alta. Problema ta personală este că trebuie să te naști din nou. ce îmi folosesc mie laudele tale și aprecierea ta atâta timp cât tu ești pierdut? Primul lucru care mă interesează pe mine este mântuirea ta. Și o să vorbim o veșnicie după aceea de învățătorul cel bun, de cutare. Avem timp, dar acest lucru este cel din tâi. Ce se întâmplă când suntem duși la spital? Primul lucru. Oamenii nu se preocupă să ne opereze la ficat, să ne opereze la inimă, sau la stomac, sau la creier. Primul lucru se asigură de faptul că sunt deschise căile respiratorii. Că dacă un om nu mai respire, degeaba încerci să-i uh, repari ficatul. Acest lucru proceda, așa făcea domnul, așa proceda el. De fiecare dată, el răspundea la întrebarea cea mai urgentă. Cea mai importantă, întrebarea esențială, de care avea trebuit să omul respectiv. Cu toate că el încerca să preocupe de ceva, ce știe unde, Domnul spunea, procedura de urgență, prima care trebuie aplicată, este aceasta. După ce rezolvăm acest lucru, putem să discutăm despre orice altceva. fariseii au întrebat pe Isus: Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Deci, care a fost întrebarea a spuneți-mi? Când? Când va veni împărăția lui Dumnezeu? De ce au pus această întrebare? Pentru că erau atâtea curente între ei, cum sunt și astăzi, de altfel, în care oamenii încearcă să stabilească un drum celui atot puternic și un calendar. Când să vină? Ce să facă? Unde să facă aceste lucruri? Ce evenimente vor urma? Cât va dura? Cum va fi înainte? Cum va fi după? Oamenii încearcă să creeze lui Dumnezeu să-i facă un plan pe baza căruia să meargă. Așa au făcut la venirea lui Isus. I-au creat lui un plan și un calendar. Când vine el trebuie să facă așa, trebuie să facă așa, trebuie să facă așa. Trebuie să dureze atât, trebuie să dureze atât sau atât. Au stabilit lucrul acesta și au început să se închine la el ca la o icoană. În momentul în care noi stabilim o explicație a unui lucru oarecare și considerăm aceasta ca fiind legea lui Dumnezeu să pată în piatră, uitând că este produsul unei minți absolut neputincioase, la un moment dat, așa ai înțeles astăzi, Asta nu însemnează ca să torni în beton această înțelegere și să faci din ea un idol, să te închin la el. Scrie acolo, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare am lepădat ce era copilăresc. Despre Fiul lui Dumnezeu scrie creștea în înțelepciune. Ce înseamnă lucrul acesta? Cine poate să-mi spună ce înseamnă să crești în înțelepciune? Dați-mi o explicație, vă rog, pedagogică, psihologică, biologică, cum doriți, un, un complex. Ce înseamnă să crești în înțelepciune? El creștea în înțelepciune și în statură și în relații cu oamenii. Creștea și acolo. Ce înseamnă să crești în înțelepciune? Cine poate să-mi spună? Maturizare, bun. Se dezvoltă, viziunea. se dezvoltă viziunea. Foarte frumos. Ce înseamnă că se dezvoltă viziunea? Ce se întâmplă cu viziunea de ieri când se dezvoltă viziunea? Trece, sigur. Trece, este înghițită de o alta mai mare. A te dezvolta în înțelepciune, însă... poftim. Se începește... Da. Se să cu tatăl. Da, tot mai mult pe timp ce creștea începea să seamene cu Tatăl, se, se, se dezvolta unii el, dar la fiecare stadiu al vieții a fost un copil desăvârșit, un tânăr desăvârșit, un tânăr adult desăvârșit. La fiecare stadiu. Dar nu însemnează că a rămas pentru totdeauna copilul acela, a rămas pentru totdeauna tânărul acela de la 12 ani, a rămas pentru. Nu, el a crescut. De aceea înțelegerea noastră nu trebuie să devine un Dumnezeu, aceasta, cu aceasta se ocupă tradiția. Tradiția, în timp ce are rolul ei de a contrabalansa viața, a devenit un balast teribil și astăzi nu înaintează lucrurile datorită tradiției. Oamenii sunt pur și simplu cu picioarele prinse în beton. Cum să mergi? Dacă înțelegerea unor lucruri, am rămas în locul acela și continuăm să ne închinăm la el, să ne închinăm la el, să ne închinăm la el. Zâmbesc pentru că uh, sabatul trecut am fost în Portland, Oregon și am prezentat uh, la prânz predica intitulată Jack in the Box. Ați văzut că restaurantul ăsta Jack in the Box este pe aici peste tot. Și uh, în cadrul acestei predici am avut printre vizitatorii două personalități care au fost pe prima bancă și care își dădeau coate și când am terminat, mi-au spus, zice, cum se poate, domne, când toată ziua azi am vorbit despre treaba asta, despre asta am vorbit, ca să ieșim odată din cutia asta, să începem să trăim o viață altfel. Și acum când am ajuns aici în biserică, asta a fost predicat. Și discutam la ușă și am spus, cineva a știu dinainte ce o să gândiți voi și o să vorbiți voi astăzi, fiindcă eu nu astăzi mi-am pregătit predică. Eu am trimis, probabil de, de săptămâna trecută, am trimis titlurile pastorului și conținutul și ce este acolo. Farisei întreabă pe Iisus, nu ce este împărăția cerurilor sau cum se manifestă ea sau în ce constă împărăția cerurilor. Asta e rezolvată pentru ei, au stabilit ei când. Au stabilit ei ce este. Nu, nu au nimic de învățat în acest domeniu. Pe ei, pe ei interesează un singur lucru, când vine acest lucru. Stai puțin. Înainte să discutăm când vine împărăția cerului, n-ar fi bine să vorbim ce este împărăția cerului. Ce înțelegi tu când spui împărăția cerului? Nu, 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 nu vorbim despre asta. Noi am stabilit deja, avem punctele de credință ale Templului, tot știm și uite așa, fie că repetăm, învățăm pe alții care vin în Biserică, la fel repetăm aceste lucruri în loc să răspundă la întrebarea când va veni împărăția cerurilor, Mântuitorul răspunde la întrebarea ce este împărăția cerurilor. Nu răspunde la întrebarea lor. Nu de acest lucru aveau ei trebuință când întrebau pe Mântuitorul nostru, spune-ne data când va veni. Nu de asta aveau trebuință. Problema lor nu era aceasta. Ceea ce afecta viața lor teribil de rău în, în sensul acesta, era înțelegerea lor despre împărăția. Ce înțelegeau ei prin împărăția cerurilor? Prin împărăția cerurilor, ei înțelegeau că toate neamurile pământului vor să vină sub stăpânirea lor, mesea o să conducă această țară să cucerească lumea, toate neamurile o să-și aducă aurul la Ierusalim, că lor, ei nu se mai satură de aur, lor le trebuie trenuri întregi, dar până o să aibă și în farfurii, și în burtă, și în plămâni, și în, peste tot numai aur adică să mori intoxicat de metale pur și simplu, nu le mai ajunge. Asta, asta, însemna pentru ei împărăția cerului. Toate bogății, banca centrală a pământului o să fie la Ierusalim, toate neamurile își vor depune acolo averile și le dă ei după aceea cu pipeta înapoi, câte o picătură, câte o picătură. Așa înțelegeau ei împărăția celor Împărăția celor pentru ei era, în final, distrugerea tuturor celorlalte națiuni și instaurarea națiunilor Israel, care îi aparține pământul de altfel. Pământul este moștenirea lor, pământul este proprietatea lor, toate neamurile din prejur vor fi slujitorii lor. Să numesc goi, mă știa, toți în afară de ei, toate neamurile astea sunt slugi de cărat lemne, de cărat apă, de asta de se pe picioare, să le facă unghiile, să... cu asta se va ocupa tot pământul. Asta înseamnă împărăția celor pentru ei. Ei nu vor să stea de vorbă cu Isus ca să întrebe, Doamne, dar e corect cum am înțeles noi? Nu e așa am înțeles împărăția cerurilor. Nu, nu vor să stea de vorbă cu Isus. Ai supus Mântuitorului tău toate aspectele credinței tale. Ce crezi tu? Ai vorbit cu Mântuitorul despre ce crezi? Ei spus, Doamne, știi ce cred eu în cutare privință? Eu cred că așa va fi. Ei spus treaba aceasta într-o rugăciune. spune Să vezi ce te învață. Eu am această experiență. Întreabă. -l. Întreabă, -l și după aceea pleacă la lucrul tău, și să vezi ce, ce articol găsești într-un ziar, să vezi ce telefon primești de la cineva, să vezi ce citești undeva. Nu mă întreabă. -l. Dar întreabă. -l. Dacă nu întrebi, însemnează că n-ai nevoie să înveți nimic. Înseamnă că știi din start și ești hotărât să nu faci vreo schimbare în domeniul acesta. Ce ai înțeles când erai copil și când ești o mare vrei să ai aceeași minte de copil. Aceasta se numește, e o boală numită infantilism. Farisei întreabă pe Iisus când va veni împărăția celor. Drept răspuns, Iisus le zice, suntem în Luca la capitolul 17, versetele 20 și 21. Când va veni împărăția? Drept răspuns, Iisus le zice, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. În loc să le spună când va veni, Isus le spune cum va veni. Aceasta era prima problemă. Când va veni? Mântuitorul spune, nu e treaba voastră să știți vremile și soracele. Pe acestea le-a păstrat Dumnezeu sub cunoștința Lui. El va ordona când? Întrebarea este: Cum va veni? Voi credeți că va veni așa? Prin stăpânirea Pământului, prin. știți voi? Ce învățați voi în fiecare zi la Templu acolo? Și culmea că se rugau înainte de învățătură, dar nimeni nu era dispus de schimbare. Când te rogi la Dumnezeu și citești Biblia sau când vii să asculți o predică și te rogi la Dumnezeu să-ți ajute să, înțeleagă, să înțelegi, întreabă-te dacă ești dispus de schimbare. Întreabă-te dacă ești dispus să iei vreo hotărâre. Altfel n-ar avea rost să pierzi timpul aici. E, e fără, rost. Uite, sunt parcuri, sunt bulevarde de plimbat, cofetării, restaurante, telefoane de dat. Nu are sens să pierzi timpul în, în, casa lui Dumnezeu dacă sufletul tău nu e dispus să se schimbe. Adică nu te ține nimeni dar este o pierdere teribilă aceasta. Împreună cu rugăciunea ta, Doamne ajută-mă să înțeleg Scriptura, Doamne ajută-mă să înțeleg această predică, împreună cu rugăciunea ta trebuie să se ridice la Dumnezeu dispoziția ta de a fi gata de schimbare, de a fi gata să iei hotărâre. Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest motiv este rostit ca să ne conducă pe noi la o hotărâre. Momentul în care Isus spune Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa, ca să, așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uit -o aici și uită acolo. Păi noi avem locuri pe care le, numim, le împărțim în două pe pământ. Locuri cu prezența adventistă și locuri fără prezență adventistă. Dacă într-un loc nu există o biserică adventistă, se numește zona albă. Albul în Orient este simbolul morții. La mormântare ei se îmbracă în alb. Nu e în negru. E în alb. Ne numim zonă albă. Noi așa împărțim pământul. Iubiții mei, Biblia spune, nu se va spune, uit -o aici, adică în Miami, în locul ăsta. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Și mai este una în partea cealaltă ci se va spune că ceată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Nu se va zice, uite-o acolo, uite-o O, asta oh, nu este zona albă, asta e zona cu prezență, asta e zona fără prezență. Am confundat împărăția cerurilor cu denominațiunea în care ne găsim. Denominațiunea în care ne găsim slujește pe Dumnezeu pentru extinderea împărăției cerurilor, dar nu se poate numi ea împărăția cerurilor. Ea nu este împărăția cerurilor. Ea lucrează pentru lucrul acesta. Și mulțumim lui Dumnezeu că lucrează. A nu se confunda. Israel nu este împărăția cerurilor, ci este slujitorul lui Dumnezeu pentru așezarea împărăției cerurilor pe pământ. E altceva. Împărăția cerurilor nu este ceea ce a spus Israel că este. Ci împărăția cerurilor este ce a spus Dumnezeu că este, dacă este a cerurilor. Asta e împărăția din capul tău. E foarte bine. În capul tău așa ai gândit că este împărăția cerurilor. Dar Dumnezeu are o altă definiție și aceasta este cea adevărată. Nu se va zice uite-o acolo sau uite uit aici sau uite acolo. Împărăția cerurilor este ceva tainic. Nu se vede nu se știe, nu se pune eticheta aici e împărăția lor. ci împărăția cerurilor este în lăuntru vostru. Cuvintele acestea au fost puse unor oameni care nu erau preocupați deloc cu în lor. Spuneau că acolo poate să locuiască tot iadul, toți diavolii de tot felul. Înăuntru nu e nicio problemă, nu se vede. Erau, cu ce erau preocupați oamenii aceștia? cu exteriorul. Ei erau preocupați să iasă la colțuri să spună rugăciuni lungi ca să-i vadă lumea ce credincioși sunt. Ei erau preocupați să-și facă mâneci largi. A, a, aceste mâneci largi vorbeau despre generozitate, dar nu de dea un penny la nimeni, decât, dar ziceau că sunt așa de generoși știți? când făceau mâneci largi. Uh, purtau filacterii în care erau texte biblice, Pusea plin de Biblie, unde te duceai, Biblie scrisă pe stâlp, dar numai aici nu era. În suflet, în inimă, în lăuntru, dar în rest, pe din afară, Domnul Iisus îi numea morminte văruite. Ați văzut ce frumoase sunt mormintele de Paști? Duceți-vă acum în cimitir, în zilele de paște în România, adică îmi pare rău că nu mai este așa, dar cel puțin pe vremuri, se dădea cu var la pietre, erau albe ca zăpada în jurul cimitirului, se puneau narcise pe toate mormintele, flori peste tot și în cimitir era foarte frumos. După aceea buruianul năpădea până la anul pe vremea asta. Dar cel puțin de Paște, mormintele erau văruite și ele erau frumoase. Domnul Iisus spune acestor oameni, știți ce sunteți voi? Niște morminte văruite. Pe din afară, vă arătați oamenilor. Iar pe dinăuntru, sunteți plini cu tot felul de întineciuni și cu oasele morților. Ei nu țineau cont de ce era înăuntru. Pentru ei împărăția cerurilor era în afară. Dacă s-ar întâmpla ca unul dintre noi să facă o faptă care să zicem să apară în ziar aici și ar scrie că este membru al bisericii din, din Hollywood, din Florida, de aici, sau al unei biserici oarecare, nu vă spun ce agitație ar fi în biserică pentru unul care a făcut de râs imaginea bisericii nu e deloc agitație în biserică, în schimb pentru unul care are în suflet aceste mizerii teribile, cei care ar protesta cel mai tare împotriva faptului că a fost stricată imaginea bisericii ar fi cei care sunt morminte văruite, morminte pe dinăuntru adică aceștia ar fi primii care ar sări și care ar spune, voi ați făcut credința de râs, da se poate, de deci ce ar sări ăștia primii ar sări prim pentru că ei sunt foarte preocupați în afară, ca imaginea, masca să fie bine văzută. Nu poate cineva să fie, când o să vedea pe cineva, că este foarte preocupat în afară. Cunoscut un caz groaznic, o largă parte a corpului eclesiastic al unei biserici, a avut cunoștință de o cumplită fără de lege care se desfășura acolo, între ei. O grămadă de oameni au știut lucrul acesta. A durat decenii această nenorocire, zeci de ani vreau să spun. Niciodată nu a raportat nimeni. Am discutat cu trei persoane care au avut cunoștință la mâna întâia de acest lucru și care erau însărcinați de Dumnezeu să ia măsuri. Știți ce au spus toți? Imaginea bisericii. N-am putut să... Bine, dar cu numărul acesta crescând de victime care au fost sute până la urmă. E adevărat că n-a fost de la dumneavoastră din casă, dar poate a fost de la vecinul, sau poate chiar un nepoată a dumneavoastră. Numărul ăsta crescând de victime nu reprezintă, nu reprezintă nimic. Poate să cadă oricâte victime important, este ca în afară imaginea, adică masca, să fie bine și atentă așezată. Acolo trebuie să nu fie pete, acolo trebuie să nu se vadă nimic. Ce este înăuntru, nu contează. Ce e înăuntru adunării, ce ar fi ca adunarea noastră sau altă adunare să fie e, expusă în ziar cu tot ce se întâmplă aici? Cu ce se ocupă cu tare, ce face cu tare, ce drege cu... Ați fi de acord? Iar ridicați, nu, nu ridicați niciunul. <laughs> Știu că n-ați fi de acord. Voi de capul Ce-ar fi ca procesul de alegeri care se întâmplă în anumite biserici și așa-numitele alegeri. E, okay, este un termen inventat în iad. Este, este, nu este termen Dumnezeu, pentru că are roade groaznice peste tot. Dar să zicem că procesul acesta este urmărit de presă, suntem aici, sau de televiziune, și se dă raportul la știri despre felul cum au decurs aceste lucrări în anumite adunări, despre cuvintele pe care le-au folosit anumiți oameni, gesturi. Despre felul cum au lucrat, despre tot ce s-a întâmplat, să presupunem că iese acolo, în, în public. Cum ar decurge lucrurile aici? Iubiții mei, spre aceasta a vrut să îndrepte atenția Mântuitorul nostru. Nu spre ceea ce facem noi pentru Dumnezeu în exterior. Vene. Veneau și vărsau daruri multe și așa mai departe, ca să se audă zornăiala la bine de tot înaintea oamenilor. Nu ce facem noi pentru Dumnezeu, ci ce simțim în suflet când facem un anume lucru pentru Dumnezeu. Ce simțim noi pentru El. Aici a fost punctul de cotitură în viața lui Martin Luther și este punctul de cotitură în viața noastră. El și-a dat seama că făcea pentru Dumnezeu foarte multe lucruri. Era călugăr franciscan, nimeni nu postea cât el, nu se ruga cât el și faptele pe care le făcea el. Dar și-a dat seama că sufletul era gol. Și a spus confesorului lui, domne, asta este problema, adică eu fac multe lucruri pentru Dumnezeu, dar nu simt nimic pentru Dumnezeu, adică dacă e vorba să spun ce simt pentru Dumnezeu, simt ură pentru Dumnezeu. Atunci confesorul lui l-a condus să citească Noul Testament. Părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu. Bine, dar vai de mine, câte faci pentru Dumnezeu? Ce? ce? când vreodată va putea să compenseze ceea ce fac pentru Dumnezeu, cu ceea ce simt pentru Dumnezeu. Care familie, care soție sau soț, sau copii sau părinți ar fi mulțumit să mănânce ca animalele la estele, indiferent ce simt unii pentru alții, pentru o familie? Care ar fi diferența dintre o grădină zoologică și o familie? La grădină zoologică e curățenile de mâncare, asta ar fi tot. Iubiții mei, Dumnezeu este interesat ce simte sufletul tău pentru El. Asta e tot ce va rămâne. Judecata se va face cu privire nu la ceea ce se vede, ci la ceea ce nu se vede, la ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Împărăția cerurilor nu este. Nu, nu este. nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Oh, gata, a venit împărăția celor Nu. Împărăția cerurilor nu se va. Nu, despre ea nu se va spune uito aici sau uite acolo, localizată undeva pe pământ sau în vreo biserică. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Aici sunt două, două traduceri care până astăzi sunt în război. Cuvântul în lăuntru a fost tradus odată cu în mijlocul. Împărăția celor este în mijlocul vostru. Este foarte corectă traducerea aceasta. Și a fost tradus cu împărăția celor este în lăuntru vostru. Care vi se pare mai corectă dintre cele două traduceri ale acestui cuvânt? Același cuvânt poate fi tradus în mijlocul sau poate fi tradus în lăuntrul? Care vi se pare cel mai, cea mai corectă traducere? În lăuntrul vi se pare? Cum? În mijloc, ți se pare. Ție. Când spunea împărăția celor este în mijlocul vostru, Iisus le spunea aceasta la farisei. Împărăția celor este în mijlocul vostru. Ce vrea să spune el? El era acolo. El era acolo. Vreau să spun că amândouă sensurile cuvântului sunt adevărate. Niciodată împărăția cerurilor nu va fi în lăuntru meu dacă nu este în mijlocul vieții mele. Niciodată împărăția cerurilor nu va fi în lăuntru nostru dacă împărăția cerurilor care este Isus nu este în mijlocul nostru. Împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură. Cum așteaptă firea pământească? Ea nu ar vrea altceva decât să petreacă o veșnicie. Cred că n-ar putea să petreacă o veșnicie, după trei petreceri ar fi atâta de obosită că nu mai trebuie viață. Asta este firea pământească. Împărăția celor nu este mâncare și băutură, ci este pace, este bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta e împărăția celor. Atunci când simți sufletul plin de pace, atunci când treci bucuria în Duhul Sfânt, să știi că împărăția celor a venit peste tine. Dacă nu ai parte de aceste lucruri, în schimb, îndeplinești toate ritualurile credinței, toate serviciile, poate că ai slujba acolo, poate că faci un lucru sau altul. Împărăția celor încă nu a venit. Adică a venit, dar n-a fost primită. Nu poate să vină împărăția celor înăuntru nimănui dacă mai întâi nu a venit în mijlocul vieții lui. O biserică este creștină atunci când împărăția celor, adică Isus, este în mijlocul ei. Ce înseamnă în mijloc? Cine vrea să meargă? Să Cum? În centru! În centru! În centru preocupărilor noastre cine trebuie să fie? Isus. În centru serviciilor noastre cine trebuie să fie? Isus. În centru cântărilor sau poeziilor sau predicilor sau rugăciunilor. În centru a ceea ce scriem sau ceea ce citim. În centru a ceea ce facem sau nu facem pe Pământul acesta în centrul tuturor lucrurilor trebuie să fie împărăția celor care este o persoană. Nu este uit-o acolo, uit-o dincolo. Această persoană este împărăția celor. Cine are pe fiul, are împărăția cerurilor. În inima cui a fost primit fiul, în inima ce a fost primită împărăția cerurilor. Iată, împărăția celor este în lăuntrul vostru. După ce este în mijlocul vostru, este în lăuntrul vostru. Nu poate să vină în ordinea inversă. Nu. El trebuie să coboare și trebuie să fie primit în mijlocul vieții noastre, în mijlocul activității bisericii, în mijlocul slujirii noastre. El trebuie să fie în centru. Și atunci rezonanța va merge în inima. Iubiții mei, o slujire fără Isus duce la această formă de schizofrenie în care se găsește la odiceea astăzi. Este o biserică la odiceea de din Apocalips, capitolul 3, dacă am întreba un doctor ce însemnează acest lucru, ne-a spune că însemnează paranoia. Paranoia noia înseamnă minte. Paranoia înseamnă pe lângă, adică înseamnă... Cum? Deasupra. Însemnează dincolo de minte, dincolo de realitate însemnează paranoia. Un om paranoic se consideră, a fi ceva sau cineva sau undeva sau a face ceva, în timp ce el sărmanul este noroi. Dar el, ca și sub un drog, el visează și trăiește că este nu știu cine. Vă, vă, vă spuneam despre omul acela beat de pe strada noastră care venea și spunea că el este împăratul Olav al, al Olandei al Norvegiei, pardon. Eu sunt împăratul Olav al Norvegiei. Dar era atât de plin de noroi făcut pe el. Bea în ultimul grad și când, când, spunea că este împăratul Olav al Norvegiei, făcea niște gesturi din acestea imperiale pe stradă. Da. Nu. Mintea lui lucra sub influența alcoolului. Aceasta este cumplita boală de care suferă la Odisea. Paranoia. De ce s-a îmbolnăvit de minte această biserică? S-a îmbolnăvit de minte și e bolnavă la cap, să zice, e bolnav la cap. Din cauza mândriei, care nu s-a instalat însă aici, înainte ca Isus să fie dat afară. După ce a scos împărăția cerurilor din mijlocul ei, citiți cărțile, ascultați predicile, Vedeți serviciile și veți descoperi că nu este niciun Isus acolo. În centru este omul. Ce face El, cum devine El, ce ține El, ce nu face El. O, o, asta este religia Babilonului. În centru este omul, religia omului. Era normal ca în momentul în care Isus a fost înlocuit cu omul și Evanghelia vestită în lume, nu a mai fost uh, iată mielul lui Dumnezeu, ci iată cine suntem noi. Iată ce credem noi, iată ce facem noi. Era normal să intervine această boală teribilă. Un om care se preocupă cu sine foarte tot timpul, știți, chiar dacă nu e, poți să fii sănătos perfect, dar dacă stai și te uiți în oglindă zi și noapte, persoanele care petrec excesiv timp în oglindă se îmbolnăvesc mental. De ce? Pentru că este, se reflectă propria lui imagine continuu în oglindă. Pe când Biblia spune să ne ațintim privirile în altă parte nu în oglinda în care... E bine să te vezi în oglindă ca să-ți dai seama dacă ai ceva pe nas, dar dacă de dimineața până seara stai numai în oglindă, dacă nu vorbești altceva decât despre tine, dacă nu te ai în vedere decât pe tine, dacă tot ce faci sau nu faci este centrat în jurul lui tău, aceasta produce această cumplită boală numită paranoia. Mântuitorul spune, împărăția celor este în mijlocul vostru și este în lăuntrul vostru. Împărăția celor nu vine așa cum ați gândit voi. Întrebarea este clară, adică răspunsul este clar. Iisus a, a răspuns la două lucruri. Cum vine această a cerurilor? Și unde este ea localizată? A răspuns la două lucruri. Ei ce au întrebat? Când? Ei erau interesați când? Asupra conținutului nu erau, acolo erau lămuriți, acolo nu era nimic de schimbat sau de învățat. Vreau să știe când. Dumnezeu să ne ajute ca ce ne-a spus Mântuitorul, păziți-vă de aluatul fariseilor. Să se împlinească în viața noastră. Ce însemnează acest lucru? De atitudine aceasta. Să ne păzească Dumnezeu. Împărăția celor este persoana Mântuitorului nostru. El să fie în mijlocul nostru al vieții noastre, al familiei noastre, al bisericii, al societății în care trăim, al slujirii noastre, al trăirii noastre, El să fie în mijlocul nostru. El să fie în lăuntru nostru. El să umple inima noastră și atunci, dacă acest lucru va avea loc, imediat se vor revărsa în afară semnele că Isus locuiește în lăuntru. O fetiță vine cu mama sa de la biserică. Și pe drum zice, mamă, pastorul a zis, zice, pastorul a spus astăzi că Dumnezeu este atât de mare încât cerurile cerurilor nu pot să-L cuprindă. Și uh, am rămas așa, tu mi-ai spus mie că să-L primesc pe Domnul în inimă. Păi dacă Dumnezeu este așa de mare, cum poate să intre în inimă, a zis cea mică. Dacă ar fi să fie așa de mare și să intre în inimă, însemnează că s-ar vedea pe din afară, pentru că este atât de mare. Și mă o să spune, zice, așa este. Când este primit în inimă să vede pe din afară, este atât de mare încât se vede pe din afară. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aceasta este, această imagine pe care ne-a prezentat-o Mântuitorul. Vă invit la rugăciune. Îți mulțumim din adâncul sufletului Tatăl nostru, pentru că Tu ne-ai dat cuvântul Tău care vindecă și întărește sufletul, care aduce viață din morți, care aduce lumină în întuneric. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, că acest cuvânt a luminat și viața noastră și ne conduce pașii într-o bucurie pe care lumea aceasta n-ar putea să o dea și nimic de pe pământ n-ar putea să umple sufletul nostru cu ceea ce faci Tu, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Isus să ne ajuți ca privirile noastre să fie ațintite la Tine, Doamne, care ești împărăția cerurilor pentru noi. Și Tu să fii mijlocul slujirii și vieții noastre. Învață-ne știința aceasta cerului. Vă Doamne, ca plin să fie cerul și pământul vieții noastre de mărirea Ta, Doamne fă ca prezența ta în sufletul nostru să se reverse în afară, așa cum ai spus tu, vor ni râuri de apă vie, cum spune în Scriptura. Fă, Doamne, ca împărăția cerurilor să locuiască în inima noastră și ajută Părintele nostru ca locuirea acestei a cerurilor să conducă pe mulți fii la ascultarea de Dumnezeu și să întoarcă înapoi pe mulți care au plecat fără direcție în lumea aceasta. Îți mulțumim pentru descoperirea aceasta. Dezbracă-ne, Doamne, de orice concepție sau prejudecată care ne separă de tine astăzi. Dă-ne această bunăvoință a Sufletului de a fi gata să fim tratați și schimbați de Duhul tău cel Sfânt. Și atunci când Sufletul nostru se pleacă în rugăciune, fă, Doamne, ca această dorință să existe în Sufletul nostru. Doamne, am venit aici nu numai să te aud, ci să te ascult și să iau hotărâre pentru viața mea. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai desfășurat astăzi cuvântul Tău. Fie bine numele Tău, Tată, al Domnului Isus, și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.